Despre puterea rugăciunii. Rugăciunea este atât de tare și de puternică încât poți să te rogi și să faci ce vrei, căci rugăciunea te va povățui spre adevărata și dreapta lucrare. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, n-ai nevoie de nimic altceva decât să iubești. Iubește și fă ce vrei, spune fericitul Augustin, căci cine iubește cu adevărat, acela nu poate și nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut ființei iubite. Cum însă rugăciunea nu este decât revărsarea și lucrarea dragostei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea același lucru. Pentru mântuire nu e nevoie de nimic altceva decât de rugăciune neîncetată. Roagă-te și fă ce vrei și vei atinge țelul rugăciunii, vei dobândi iluminarea prin ea. Spre a înfățișa mai amănunțit înțelesul acestei chestiuni, o vom lămuri prin pilde. 1. Roagă-te și gândește ce vrei, iar gândurile tale se vor curăți prin rugăciune. Rugăciunea îți va lumina mintea, va izgoni și va liniști toate gândurile necuvincioase. Aceasta o întărește Sfântul Grigorie Sinaitul. Dacă vrei, ne sfătuiește el, să-ți alungi gândurile și să-ți cureți mintea, atunci izgonește-le cu rugăciunea, căci în afară de rugăciune, nimic nu le poate opri. Sfântul Ioan Scărarul spune în această privință același lucru. Caută să biruiești vrăjmașii ce țin de gânduri prin numele lui Iisus. Afară de această armă, nu vei găsi alta. 2. Roagă-te și fă ce vrei, și faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar ție-ți vor fi folositoare și mântuitoare. Rugăciunea deasă, chiar atunci când nu iei seama de cererea pe care o faci, nu va rămâne fără rod. Conform Marcu Ascetul, pentru că în ea însăși se află o putere plină de dar. Sfânt este numele Lui și oricine va chema numele Domnului se va mântui. Așa de pildă, cel ce s-a rugat multă vreme fără să simte vreo îmbunătățire în viața sa păcătoasă, a primit în cele din urmă înțelepțire și chemare la pocăință. O fată iubitoare de plăceri se ruga și rugăciunea i-a arătat calea spre viața feciorelnică și spre ascultarea învățăturilor lui Iisus Hristos. 3. Roagă-te și nu încerca să birui patimile doar prin propriile puteri. Rugăciunea le va dărâma în timp, căci mai mare este cel ce e în voi decât cel ce este în lume. Spune Sfânta Scriptură, iar Sfântul Ioan Carpatiul învață că cel ce nu are darul înfrânării nu trebuie să se întristeze, ci să știe că Dumnezeu cere de la el silința spre rugăciune, iar rugăciunea îl va mântui. Despre un bătrân scrie în Pateric cum, căzând abiruit, adică potignindu-se de păcat, nu a deznădăjduit, ci s-a întors cu rugăciunea spre Dumnezeu și acesta l-a ridicat. Iată o pildă grăitoare. 4. Roagă-te și nu te teme de nimic. Nu te înfricoșa de necazuri, nu te înspăimânta de nepaste, căci rugăciunea te va apăra înlăturându-le. Adu-ți aminte de puțin credinciosul Petru care sta să se înnece, de Pavel care se ruga în temniță, de tânărul scăpat de rugăciune din ispita în care căzuse, de fecioara care, în urma rugăciunii, a fost salvată din mâinile unui ostaș ce venise cu gânduri rele și de alte cazuri asemănătoare. Toate aceste întâmplări arată puterea, tăria și întinderea atot cuprinzătoare a rugăciunii făcute în numele lui Iisus Hristos. 5. Roagă-te oricum, însă mereu și nu te neliniști de nimic. Fii vesel și liniștit cu Duhul, căci rugăciunea va rândui toate și te va înțelepți. Ține minte puterea rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Ioan Gură de Aur și Marcu Ascetul,
Cel din tâi spune că rugăciunea, chiar atunci când este făcută de noi, care suntem plini de păcate, ne curăță numai decât. Iar al doilea vorbește astfel. Ca să ne rugăm într-un fel oarecare, stă în puterea noastră, dar ca să te rogi curat, este un dar de sus. Prin urmare, jertfește lui Dumnezeu ceea ce-ți stă în putere, adu-i la început drept jertfă măcar cantitatea, adică un număr cât mai mare de rugăciuni, și puterea lui Dumnezeu se va revărsa în neputința ta. Rugăciunea va deveni o deprindere și, făcându-se una cu firea, va ajunge o rugăciune curată, luminoasă, înflăcărată, așa cum se cuvine. 6. Apoi, în sfârșit, îți mai spun că dacă vremea vegherii tale ar fi însoțită de rugăciune, atunci în chip firesc nu ți-ar ajunge timpul nu numai pentru fapte păcătoase, dar nici pentru gânduri necurate. Vezi câte idei adânci sunt înmănunchiate în această înțeleaptă vorbă? Iubește și fă ce vrei, roagă-te și fă ce vrei. Cât de îmbucurătoare și mângâietoare sunt toate cele zise mai sus pentru un păcătos îngreunat de slăbiciuni, pentru cel care geme apăsat de povara patimilor. Iată, rugăciunea e totul. Ea ne este dată ca un mijloc atot cuprinzător spre mântuirea și desăvârșirea sufletului. Dar cu indicarea rugăciunii este aici strâns unită și condiția ei. Neîncetat vă rugați, așa cum poruncește cuvântul Domnului. Ca urmare, rugăciunea își va arăta toată puterea ei lucrătoare și roadele doar atunci când va fi rostită des, neîncetat. Repetarea deasă a rugăciunii ține fără nicio îndoială de voința noastră liberă, pe câtă vreme osârdia, desăvârșirea, ca și curățenia rugăciunii, sunt un dar de sus. Să ne rugăm, prin urmare, cât mai des cu putință, închinându-ne întreaga viață rugăciunii. Practica deasă ne va învăța să fim cu luarea minte, cantitatea ne va conduce negreșit la calitate. Ca să învățăm să facem un lucru bun, trebuie să-l săvârșim cât se poate mai des, a spus un scriitor duhovnicesc plin de experiență. Profesorul: adevărat, mare este lucrarea rugăciunii, iar râvna pentru repetarea deasă este cheia care deschide comorile ei binefăcătoare. Cu toate acestea, cât de des simt în mine însumi o luptă între râvnă și lene. Cât de mult aș dori să găsesc un mijloc și un ajutor să pot birui și, dobândind râvna statornică, să mă pot dărui rugăciunii neîncetate. Duhovnicul: mulți dintre părinți ne înfățișează mijloacele pentru deșteptarea sârguinței spre rugăciune, de pildă ne sfătuiesc. 1. Să ne adâncim în cugetarea despre trebuința, înălțimea și rodnicia rugăciunii. 2. Să ne încredințăm că Dumnezeu cere cu tărie de la noi rugăciunea, căci cuvântul său predică acest lucru peste tot. 3. Să ținem minte de-a pururii că din pricina trândăviei și de lăsării în lucrarea rugăciunii, nu putem propăși îndobândirea liniștii. Iar din această pricină nu vom scăpa nici de pedeapsa de pe pământ și nici de cea din viața de dincolo. 4. Să ne însuflețim hotărârea prin pildele plăcuților lui Dumnezeu, care au ajuns la iluminare și mântuire pe calea rugăciunii neîncetate. Toate aceste mijloace își au vrednicia lor și sunt scoase dintr-o judecată adevărată. Sufletul bolnav de trândăvie însă, chiar primindu-le și folosindu-le, numai arăreori vede roadele lor, din pricină că aceste leacuri sunt amare pentru gustul lui nestatornic și slabe pentru firea lui adânc vătămată. Căci care dintre creștinii nu știe că trebuie să ne rugăm des și stăruitor, că această lucrare e cerută de Dumnezeu, sau că pentru lenea în rugăciune vom suferi pedeapsă, sau că toți sfinții s-au rugat cu o sârdie și neîncetat? Totuși, toate aceste cunoștințe își dovedesc atât de rar urmările lor binefăcătoare.
Orice om care ia aminte la cele ce se petrec în lăuntrul său, vede că nu îndeplinește nici de cum prin fapt aceste gânduri care îi vin prin minte și prin cunoștință. Și chiar dacă le înfăptuiește într-o mică măsură, atunci când își amintește de ele, în general trăiește tot așa de rău și de trândav. Și tocmai de aceea Sfinții Părinți, fiind plini de experiență și înțelepciune dumnezeiască și știind totodată slăbiciunea voii noastre libere, precum și lâncezeala inimii omenești ce înclină mereu spre iubirea de plăceri, stăruie în chip deosebit asupra repetării neîncetate. Ei ne dau sfatul să cugetăm cât mai des cu putință la o astfel de stare sufletească și să citim în această privință, cu luarea minte, povestirile scrise de părinți. Vom înțelege din aceste trăiri lăuntrice pline de dulceață, care se ivesc în vremea rugăciunii, cât de plăcute sunt pentru sufletul nostru. Iată care sunt aceste simțiri. Dulceața care izvorăște din inimă. Căldura plăcută și lumina ce se revarsă înăuntru. Încântarea negrăită. Bucuria, pacea, liniștea adâncă, fericirea cerească, mulțumirea de viață. Toate ne sunt insuflate prin lucrarea rugăciunii. Când se adâncește în aceste cugetări, sufletul slab și rece se încălzește, se întărește, prinde curaj și este parcă momit către practicarea rugăciunii, cum spune Sfântul Isaac Sirul. Momeala pentru suflet este bucuria care vine din nădejde și care înflorește în inimă, iar propășirea inimii stă în cugetarea asupra speranței sale. Tot el zice mai departe, de la începutul acestei lucrări și până la sfârșit, însăși nădejdea de desăvârșire se face un fel de mijloc. Și tocmai această speranță îmboldește mintea să pună temelia lucrării duhovnicești. Și din contemplarea acestui scop, ia mintea o arvună pentru ca să aibă o mângâiere în lucrarea ei. Preacuviosul Isihie, de asemenea, descriind trândăvia ca pe o piedică în calea rugăciunii și înțelepțirea ca pe o reîmprospătare a osârdiei în săvârșirea ei, spune răspicat următoarele. Atunci când ne ridicăm, noi suntem gata și dorim să petrecem multă vreme în tăcerea inimii, nu din altă pricină decât tocmai pentru simțirea dulce și veselă pe care o încercăm în suflet. Iată cum acest părinte învață că simțirea dulce și veselă este un imbold spre sporirea râvnei pentru rugăciune. Tot așa învață și Marele Macarie. El zice că noi trebuie să împlinim ostenelile noastre duhovnicești, adică rugăciunea, în nădejdea roadelor, adică să le îndeplinim cu bucurie în inimile noastre. În cele mai multe locuri din Filocalie, unde sunt descrise bucuriile ce răsar din rugăciune, se află numeroase pilde care lămuresc limpede această cale, privită ca mijloc puternic pentru dobândirea rugăciunii lăuntrice. Aceste capitole trebuie citite mereu de cel ce se află în luptă cu neputința trândăviei sau cu uscăciune din timpul rugăciunii, cu condiția ca un astfel de nevoitor să se socotească totuși nevrednic de bucurile duhovnicești și să se zmerească mereu. Preotul, dar oare o astfel de cugetare nu-l va duce pe omul lipsit de experiență la iubirea de bucurii duhovnicești sau la lăcomie duhovnicească, cum numesc teologii acea pornire a sufletului, care setează după mângâieri fără măsură și după o anumită bunăvoință din partea darului? Fără să se mulțumească cu faptul că el trebuie să-și îndeplinească lucrările ce țin de evlavie, mânate de datorii și de obligație, iar nu vizând răsplata? Profesorul, eu cred că în cazul de față, teologii ne previn să nu întrecem măsura în setea noastră după mângâierile duhovnicești și nu înlătură nici de cum dulceața și mângâierea care răsar în vremea săvârșirii faptelor bune. Dacă nu este o desăvârșire să dorești o răsplată, Dumnezeu totuși nu-l oprește pe om să se gândească la răsplată și la mângâiere. Ba chiar el însuși se folosește de ideea de răsplată pentru a-l îndemna pe om spre împlinirea poruncii și spre atingerea desăvârșirii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iată porunca.
iar în urma ei vine răsplata care îmboldește spre împlinirea ei. Ca să-ți fie bine, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor. Iată cerința desăvârșirii. Și în echip nemijlocit, se ivește și răsplata care îndeamnă către ajungerea desăvârșirii. Și vei avea comoară în cer. Matei 19:21. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului. Luca 6:22. Ce mare vitejie cere această faptă, pentru îndeplinirea căreia este nevoie de o neobișnuită putere duhovnicească. Dar adaugă că plata voastră multă este în ceruri. De aceea eu cred că este nevoie să avem un oarecare avânt spre dulceața care se ivește în vremea rugăciunii inimii și care devine principalul mijloc pentru dobândirea sârguinței și izbânzii. Prin urmare, toate cele ce s-au spus mai sus întăresc fără multă vorbă judecata practică făcută de cuvioșia sa. Duhovnicul. Unul dintre cei mai mari teologi, Sfântul Macarie Egipteanul, vorbește despre această problemă foarte clar. Precum în vremea sădirii unei vii se depune stăruință și muncă în scopul adunării roadelor, în lipsa cărora ostenala va fi zadarnică, la fel în vremea rugăciunii, dacă nu vom afla în noi roadele duhovnicești, cum sunt dragostea, pacea, bucuria și altele, atunci deșartă va fi truda noastră. De aceea, noi trebuie să îndeplinim nevoințele duhovnicești prin rugăciunea făcută cu un anumit țel sau prin nădejdea roadelor pe care le așteptăm, adică printr-o dulce desfătare revărsată în inimile noastre. Vezi cât de limpede a dezlegat acest sfânt părinte chestiunea privitoare la nevoia mângâierii duhovnicești în timpul rugăciunii? Și mi-am amintit de părerea unui duhovnic pe care am citit-o de curând și care spune că simțămintele firești ce însoțesc rugăciunea constituie pentru om principala pregătire pentru revărsarea Duhului. Și de aceea, cercetarea acestor simțăminte firești poate sluji de asemenea drept un puternic mijloc pentru deșteptarea stăruinței în rugăciune, mijloace pe care domnul profesor le caută cu atâta râvnă. Acest părinte spune de pildă că mintea și firea conduc pe om la cunoașterea lui Dumnezeu. Prima dovedește că nu poate fi în lume o lucrare fără cauză și ridicându-se de la cele de jos la cele de sus, pe scara lucrurilor sensibile, ajunge în cele din urmă până la cauza primordială, care este Dumnezeu. Cea de-a doua, descoperindu-ne la tot pasul o minunată înțelepciune, armonie, rânduială, gradație, fondează scara care pornește de la cauzele finite și ajunge la cele infinite. În felul acesta, omul firesc are putința să-L cunoască pe Dumnezeu pe cale firească. Și tocmai de aceea n-a existat și nici nu există niciun neam, niciun popor, fie cât de sălbatic, care să nu aibă o oarecare cunoștință despre Dumnezeu. Ca urmare a acestei cunoștințe, cel mai sălbatic locuitor al unei insule singuratice, fără niciun fel de îndemn venit din afară, își ridică privirea către cer, cade în genunchi, sloboade câte un suspin pe care el însuși nu-l înțelege, dar simte în chip nemijlocit ceva deosebit, ceva ce îl trage către cele de sus, ceva ce-l mână spre o lume necunoscută. Pe această temelie sunt zidite toate religiile. Dar ceea ce este deosebit de interesant e că peste tot, miezul sau sufletul oricărei religii este alcătuit din rugăciunea tainică, ce se vădește într-un fel oarecare prin mișcări și prin jertfe văzute, mai mult sau mai puțin schimonosite de întunericul unei cunoștințe strâmbe. Și cu cât e mai minunat acest lucru în ochii minții, cu atât cere din partea ei descoperirea cauzei tainice ce stă la temelia unei asemenea lucrări minunate, lucrare ce se arată în imboldul firesc care mână spre rugăciune. Explicația, din punct de vedere psihologic, cu privire la această taină nu este greu de dat. Rădăcina, capul și puterea tuturor patimilor și lucrărilor din om este iubirea de sine care îi este înnăscută. Acest adevăr este întărit cu multă limpezime de ideea autoconservării.
Orice dorință, orice întreprindere, orice lucrare omenească are drept țintă satisfacerea iubirii de sine, căutarea propriei fericirii. Împlinirea acestei cerințe însoțește toată viața omului firesc. Duhul omenesc nu este însă mulțumit cu nimic din cele simțite și iubirea de sine înnăscută nu încetează în pornirea ei. De aceea, dorințele se dezvoltă din ce în ce mai mult, avântul spre bine crește mereu, umple închipuirea și în cele din urmă înclină însăși simțirile în partea sa. Revărsarea acestui simțământ lăuntric, dorința care se dezvăluie singură, este o firească trezire spre rugăciune, este cerința iubirii de sine care cu multă greutate își atinge țelurile sale. Cu cât omul propășește mai puțin în ceea ce privește fericirea proprie, cu atât mai mult dorește, cu atât mai puternic își revarsă dorința rugăciune și se îndreaptă cu cererea celor dorite către cauza necunoscută a tuturor celor ce există. Prin urmare, iubirea de sine înnăscută este stihia principală a vieții, este pricina fundamentală care îl îmboldește pe omul firesc spre rugăciune. Înțeleptul făcător al firii a sădit în firea omului iubirea de sine tocmai ca pe o momeală, după cuvintele părinților, momeală care are menirea să atragă și să ridice ființa omenească cea căzută spre o înaltă unire. Oh, dacă omul n-ar strica această însușire și ar ține-o pe o treaptă înaltă în legătură cu firea lui duhovnicească, atunci el ar avea o puternică încurajare și un minunat mijloc spre desăvârșirea morală. Dar vai, de câte ori face el din această însușire o josnică patimă atunci când o preface într-o armă mânuită de firea lui animalică? Vă mulțumesc din inimă, preascumpii mei oaspeți, convorbirea noastră mântuitoare de suflet m-a îndulcit foarte mult și mi-a insuflat multe gânduri pline de învățătură pentru mine, cel ce sunt puțin experimentat. Dumnezeu să vă răsplătească prin darul său dragostea voastră ziditoare de suflet. Toți și-au luat rămas bun.